Bine ne-am ne regăsit pe ecranele voastre. Am stabilit că zice ea, dar am zis eu. Nu știu de ce m-am băgat peste tine. Așa ai, simt eu ai mai Bună dimineața, ca să ne auzim împreună. Bine ați revenit. De data aceasta ne vedem într-un nou, mă rog, formatul este același, cu o denumire nouă, la World of Digital Summit și Marian ține neapărat să spună de ce am simțit noi nevoia să rebranduim evenimentul. Există un singur cuvânt cheie aici, upgrade. Dacă anul trecut, pe finalul anului, cu ediția hibrid și în sală și online, am decis că facem un upgrade pentru World of Instagram, de ce să nu facem acum un mega-upgrade pentru World of Digital? Pentru că am început să vorbim despre tot spectrul digital pe care îl avem la îndemână și în care suntem toată ziua. Așa că cele trei zile pe care le veți vedea aici alături de noi și de invitații noștri, vor trata aproximativ tot ceea ce ne interesează din digital. Vor fi trei zile în care vom trata what's now, adică ce se întâmplă acum, What's trending, asta se va întâmpla mâine și nu vom vorbi neapărat despre ceea ce este în trend, ci ceea ce este în trending. Și a treia zi vom vorbi despre what's here to stay, adică ce este aici, printre noi, să rămână, atât din prima zi cât și din a doua din what's trending și vom face abuz de ele în viitorul apropiat. Mulțumesc, Marian! Deci, trei zile de la 11 la 14 și înainte de a trece la primul nostru speaker, vreau să mulțumesc foarte tare sponsorilor noștri. O să încep, bineînțeles, cu Lidl România, care le mulțumim că, uite, și pe vreme de pace și pe vreme de aproape război au încredere în noi și ne susțin în ceea ce vrem să facem. Maresi, Aqua Carpatica, Siviero Maria și mulțumim încă o dată foarte mult Le Chateau pentru găzduire. Și înainte să-ți predau cuvântul, aș vrea să mulțumesc celor de la Comoda Design pentru outfitul meu și o să mai am câteva și mâine și poi mâine. Iar voi, dacă vreți să achiziționați ceva în cele trei zile de eveniment, folosind codul Comoda15, aveți o reducere de 15% la finalizarea comenzii. Eu mulțumesc mie pentru outfit-ul meu, pentru că am un dulap plin de haine. De asemenea, acest eveniment în toate trei zilele va fi transmis live în Clubhouse, așa că dacă sunteți în mașină, dacă aveți spălat haine sau vase, sau dacă sunteți la birou și nu vreți neapărat să aveți imaginea noastră pe ecran, ne puteți auzi în Clubhouse, tot acolo puteți ridica o mânuță, cineva din regie o să ne zică că ați ridicat mânuța și că vreți să adresați o întrebare, speakerul nostru de pe scenă o va auzi și va răspunde la ea. Cam astea ar fi regulile. Aș vrea să completez doar că această transmisie și prin Clubhouse se face prin platforma IMCT care este practic un spațiu online dezvoltat de compania New Stage Technology, care are rolul de a face accesibil și mai util conținutul audio live. O să povestim mâine și mai multe despre asta. Sunt convins. Dacă aveți întrebări tot așa în comentarii, ca de obicei, cum am obișnuit, unde vă uitați voi la noi? Cred că ar trebui să trecem la treabă, că cele 5 minute ne-au cam fost alocate și duse. <laughs> Mulțumim! Trecem cu la primul speaker. Primul, primul speaker pe care îl avem noi astăzi este Alexandru Negre. Alexandru Negrea este un tip cu creierul mare. Nu? Ai creierul mare, de acolo ți se și trage. That's what he said. <laughs> Dar aș spune că nu are nevoie de foarte multă introducere. <laughs> e, hai, lasă! Ia, laudă-te! <laughs> zi, zi, zi! Nu vreau să-ți zic gata, zi tu, laudă-te! Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, bine v-am găsit! Uh, mă uit la cameră, mă uit la voi, mă uit la voi Te uiți și la, la noi, noi, și noi la cameră. te uiți la uh, cameră Mă bucur că sunt aici după aproape un an de când am, uh, nu? Cam așa În martie s-a făcut un an Da De când nu mai mergem la conferințe, evenimente Am mai fost la uh, unul al Manafu Și ăsta e al doilea la care merg așa, uh, în persoană, în pandemie Îți mulțumesc că ai avut încredere în noi Vorbim astăzi despre... Vorbim despre paid versus organic. Asta am a pus ora să zic. Deși, na, ce să zic, am făcut o prezentare pe tema asta. Cine m-a mai ascultat vorbind știe că, în general, eu susțin zona de paid. Cred că și tu la fel. Te-am auzit vorbind despre asta. Zona asta de organic, în primul rând că nu exista înainte de Facebook și cumva îmi pare rău că a intervenit Facebook în toată povestea cu publicitatea online și a adus ideea asta de rici organic. Știi că companiile în mod normal nu se așteptau să aibă un rici organic. Exista SEO, Search Engine Optimization, și uh, chestia aia costa niște bani. Practic trebuia să angajezi un specialist care să-ți facă niște optimizări pe site, și în felul ăsta, când oamenii căutau, de se baza foarte mult pe o nevoie existentă, oamenii trebuia să caute instalator. Mi s-a spart o țeavă. Găseau pe Google diverse rezultate, printre care poate, dacă omul așa a făcut treaba, și al tău. A apărut Facebook în poveste și a venit cu ideea de rici organic, care însemna, și în continuare, cred că înseamnă, parțial cel puțin, că o companie poate să scrie o bucată de conținut comercial undeva pe Facebook sau pe Instagram sau pe o platformă de-a lor și să ajungă la niște oameni gratuit, să zicem. Pentru că conținutul ăla ar fi relevant pentru audiența respectivă. Asta, așa ca o mică istorie a Ricilor Organic. Uh, evident că a fost overpromising, că în timp s-a văzut că ei de fapt vor să monetizeze platforma aia, rețeaua aia și că a fost un, un trick acolo de... N-au zis că e limitat, n-au zis că nu o să fie la nesfârșit, n-au zis nimic din toate astea, dar nici n-au zis că o să fie sau că e nelimitat. Deci... Hai să setăm puțin contextul. La început, <laughs> acum vreo 10 ani, când a apărut ideea de a face eduri pe Facebook, da. Rich Organic era de peste 70%. Da, dar n-au zis că e N-au zis, ne-am prins noi după aia. Dar oamenii s-au așteptat la asta și au început să se plângă pe parcurs. Că de ce scade rici organic, că nu știu ce, că bla bla bla. Uh, bottom line, rici organic, el nu are de fapt o, vreo garanție de niciun fel. Poate să fie așa o sinusoidală, azi șapte, poi mine șapte sute și peste 3 zile, o mie, nu contează. Ideea e că nici nu prea ai uh, posibilități de targetare și faze asta. Și atunci, din punct de vedere marketing, acum se practică uh, hacking de algoritm, îi se spune. Practic, înveți cum funcționează rețelele de socializare, înveți cum funcționează algoritmul de la Facebook, algoritmul de la Instagram, algoritmul de la TikTok și așa mai departe. Și cumva pentru că ești foarte deștept așa ca om de marketing și ai o grămadă de timp la dispoziție, știi când să publici, la ce oră, de câte ori, îl dublezi, îl triplezi, îți chemi doi prieteni să-ți dea like, că știi tu că așa funcționează algoritmul. Uh, și ca să înțelegem cât de fapt cât de uh, facta pe chestia asta, am, în am prezentare un video pe care, aș vrea să la care aș vrea să ne uităm să vedeți ce înseamnă algoritm de Facebook, cum funcționează el pentru utilizator în 2021. Este un video pe care Facebook l-a publicat în ianuarie anul ăsta. Uh, Avem video? Meet Juan. When Juan interacts with something on Facebook, it lets his community know that their posts, photos, stories and articles are important to him. It also helps Facebook predict what content may be meaningful to Juan And what he might want to see in his newsfeed. But liking something is just one of the many signals that can help us understand what might be important to people. Is it a photo or video? Who's tagged in the post? How recent is it? We use machine learning at scale to predict what types of content people would want to see in their feeds. The system calculates a score for each individual signal in a post. To predict how valuable a user would find that post based on different signals, such as a like or comment. Demotions are then applied to content that people have told us they generally want to see less of, like clickbait or misinformation, narrowing the remaining list down to the most relevant posts. The system then calculates a final score for each post, and this is where the real personalization happens. The actions a person might take more often, like commenting on posts instead of sharing, may play a larger role for ranking content for them. And as a finishing touch, we also apply processes intended to achieve a nice variety of photos, videos, and other content in Newsfeed. So when you, Juan, or anyone opens up Facebook, Newsfeed is always ready to go, personalized for every user, with the content that matters most to them. Excelent, deci practic no? nici ei nu știu exact cum funcționează, dar au simțit nevoia să ne explice cumva ca să-i credem. Da, a fost așa foarte, cred că era, a fost o ședință de asta în care au decis, da, e bun clipul, n-am înțeles foarte bine exact cu așa, dar e ok, oricum nu o să înțeleagă nimeni nimic. Deci, la asta ar trebui să ne adaptăm noi, știi, ca oameni de marketing, din nou, ca să... Sau mai avem și reprezentarea grafică aici, din care la fel nu o să înțeleagă nimeni absolut nimic și o explicație acolo super. Pe de-o parte, e bine că nu înțelegem nimic, că s-ar face evident și influențarea de asta artificială de algoritm și să luăm și alt exemplu, Instagram. Iată cam ce ar trebui să știe un om de marketing în momentul ăsta ca să facă hacking de algoritm pe Instagram. Cum funcționează algoritmul pe feed, cum funcționează algoritmul pe stories, cum funcționează algoritmul pe zona de explore, cum funcționează algoritmul pe IGTV și Reels și, evident, avem acolo șapte extra ways to improve your ranking with the Instagram algorithm. Abia aștept. So... <laughs> Laura, bă, ai ceva de treabă, da, dar eu n-as sfătui pe nimeni să încerce... Mi se pare că ai nevoie să pui în balanță, de fapt. Depinde și ce faci, ce obiectiv ai. Dacă, să zicem, ești persoană publică, influencer, vedetă și așa mai departe, și atunci imaginea ta sau banii pe care tu îi faci se bazează pe uh, cât de mulți followeri ai, cât de multe like-uri ai, cât de multe inimioare și așa mai departe views ai... Ok, poți să înțelegi că te bagi în chestia asta și o întoarci pe toate părțile și înțelegi cum funcționează algoritmul. Dar cred că dacă ești o companie care urmărește să aducă oameni pe site sau în magazin online sau ești în zona de e-commerce, orice ar însemna asta, uh, ai nevoie să te concentrezi mai degrabă pe a face investiții smart în Facebook, în zona de ads. Și cred că trendul este inclusiv pe abandonarea acestor planuri editoriale care au funcționat. 10 ani sau cât a trecut de când facem planuri editoriale pentru companii, pentru că s-a dovedit că nu sunt prea eficiente. Planurile le facem pentru că de obicei asta cere clientul odată, trebuie să simtă ceva, că îi dai ceva. Eu nu sunt de acord cu ele. Nu păi, e ok. Eu nu, nu cred că le-am făcut niciodată cap-coadă niște planuri editoriale clienților. Și cum e, nici nu vreau să, să merg în extrema în care zic, da, ardele pe Nu. E ok. Dacă ai niște resurse în plus, dacă ai niște timp în plus, dacă ai, it's ok. Dar înainte de toate astea, aici organic, cred că are nevoie să fie un bonus ceva adăugat, de care ne bucurăm, e nice că se întâmplă, facem și un plan avem niște timp, pe o bază de paid foarte smart făcută. Și dacă vreți, trendul cel mai important în 2021 și în anii care urmează, este uh, pay-per-click marketing făcut uh, la un nivel uh, avansat. Pentru A, că avem deci, the means to do that. Boost post nu e nivel și avansat. Boost post, uh, da. Uh, <laughs> alt subiect super interesant. So, uh, eu am pus aici de exemplu uh, un, un, e un exemplu de plan editorial pe o nișă. Pe, și, și aici mai e o discuție. Ești pe nișă, ești mainstream vinzi produse de larg consum, nu știu ce. Și ăsta e un plan editorial pe care l-am folosit și eu pentru ce fac. E pe o nișă foarte îngustă, sunt probabil, nu știu, 10.000, 15.000, 20.000 de oameni care sunt interesați în România de, în cazul ăsta, strategie de marketing sau marketing în general. La curs le dau oamenilor să facă, să găsească 10 subiecte, cele mai importante 10 subiecte de discuție pentru companiile lor. Mi se pare, când vrei să faci content marketing, ăsta e primul pas. Dăm cele 10 subiecte de foc, cele 10 subiecte pe care le caută oamenii despre ce faci tu. În cazul meu, marketing, social media, cel mai important subiect este strategia de marketing. Ăla o să fie tot timpul este... Biblia oamenilor de marketing care încearcă să-și vândă serviciile în social media. Dacă te duci și spui că știi să faci strategie, dacă te duci cu un template de strategie, dacă te duci cu un, acum dau așa din casă, <laughs> dacă te duci cu orice care conține cuvântul strategie, tu ca om de marketing, uh, ai cele mai mari șanse să-ți vinzi produsul ăla sau serviciile tale. Și pentru fiecare subiect de acolo să găsești trei idei de articole, trei idei de conținut pe care să le faci. În cazul ăsta pentru strategia de marketing, ce conține o strategie de marketing eficientă? Ăsta e un super articol pe care îl poți scrie ca consultant, trainer în zona asta de marketing online. E, din nou, în defavoarea riciului organic, după ce te-a pus și scrii trei articole despre strategia la care muncești de sar capacele, că nu e ușor să faci o treabă de genul ăsta, și vezi că am pus eu acolo, când le vei publica pe pagina de Facebook, un fel de plan editorial, când le vei publica, știi? Nu mai poți să le lași pe rici organic, nu-ți vine, pentru că vei avea trei oameni care le văd. Și evident că ajungi în zona de paid. Și când ajungi în zona de paid, pentru cine n-a făcut până acum niciun fel de campanii pe Facebook, niciun nimic, o să ai niște rezultate spectaculoase, mai ales la început, Facebook are acest obicei, când Mulțumesc faci primele... pentru această completare cu la început. <laughs> pentru... Deci, primele campanii pe care o să le faci pe Facebook o să fie mind blowing. O să ai niște super rezultate, de o să zici, eu nu mai plec niciodată de aici, eu o să-mi bag toți banii în Facebook Ads. <coughs> Bineînțeles, ei nu recunosc asta că e o strategie, dar prea li se întâmplă tuturor, știi? Dacă o faci cum trebuie, campania și așa. Bine, nici după aia nu se strică cam an, Adică. Nu o să mai ai rezultatele alea spectaculoase, dar, în continuare, Facebook este un mediu de promovare ieftin, uh, cel puțin din punctul meu de vedere. Prin comparație cu LinkedIn. Dacă compar cu LinkedIn cu atât mai mult. Am pus aici din. Alex, te întrerup -un, un pic. că da. este o, o întrebare pe care o avem de fiecare dată și lumea încă nu știe cam ce procent din ce postezi tu pe Facebook îți mai arată Facebook organic? Adică ce procent din followerii tăi vezi ceea ce postezi? Era un 2-5% la ultima oară? Mă că să avem mai... discuții de genul ăsta de ce trebuie să plătesc, că doar oamenii au dat like, adică nu se cunoaște, încă nu se înțelege cumva faptul că efectiv Facebook nu mai arată organic ceea ce postezi și de asta ai nevoie să faci. Uh, erau, da, mă oferesc să zic acest procent pentru că el de fapt nu este garantat, e maximal poate, Adică în Eu încercam să subliniez cât este de mic, de fapt. E Față de ce se așteaptă. Adică, 2, cei care dacă postează. ai 2% rici organic, e tare. Dar nu ai. Și dacă ai 1%, dar de obicei ai 0, something. Pentru că în momentul în care tu publici ceva pe pagina de Facebook, și oriunde ai publica, el nu e un dat. Adică, cred că aici avem nevoie să, să vorbim un pic despre cum funcționează. Ăsta organic. În momentul în care publici ceva pe pagina de Facebook, Facebook, în primul rând, o să-l trimită către oamenii care sunt online în momentul ăla și care sunt și fanii paginii tale de Facebook. Cam așa grozav. Ceea ce modu, înseamnă că și care au interacționat cu tine. Da, dar, din nou, care sunt online în momentul ăla. Și dacă dintre ăștia care sunt online în momentul ăla se găsesc 2-3 care să dea like ei tot intră, știi că pe Facebook oamenii intră în valuri, practic parcursul zilei sunt valuri, valuri de oameni care intră pe Facebook și ies de pe Facebook, e așa o chestie. Și dacă se găsesc 2-3 care să dea like, Facebook o să tragă concluzia că bă, da, ăsta este un conținut relevant pentru ăștia care au dat like și ăștia care au dat like au niște utilizatori asemănători, pe, așa funcționează și Luca like audiences, practic. Facebook se gândește, ok, care sunt următorii oameni asemănători cu ăștia care au dat like, a, comportament în rețea, check-in-uri, like-uri date la pagini, articole citite, cărora am putea să le trimitem această bucată de conținut și să avem șanse maxime să obținem și de la ăștia sau de la o parte din ei următoarele like-uri. Și tot așa. Și dacă la un moment dat dai de un batch de ăsta de oameni care nu reacționează niciun fel la conținutul ăla, s-a terminat. Și asta se întâmplă în 99% dintre cazuri. Nu mai ai niciun like, niciun share, niciun coment, conținutul moare după 3 minute de când l-ai publicat și that's it. Și uh, nu știu cui îi convine să facă asta, să meargă tot timpul pe ruleta asta uh, sau pe acest joc de noroc, că de fapt asta e. Uh, că mie nu. Adică deci eu, dacă am intenția de a vinde ceva pe Facebook, uh, nu o să stau să ghicesc în stele când sunt niște oameni online, da, te uiți în statisticile alea acolo, dar nu e o garanție sau ceva. Statisticile Atunci, alea arată peste tot la fel, în mare. Plus parte. că arată la fel, e foarte. E foarte overall. Statistica. Și atunci, Laura, cam despre asta. Adică, cred că la orice client, dacă te duci cu un discurs de ăsta coerent, legat de. La ce nu, să nu te aștepți? Nu merită, cam. Nu merită. Dacă vrei, putem să încercăm o săptămână și o să vezi. Asta face parte dintr-un soi de igienă, de business, să o numim așa, pe care se întâmplă ca unii să nu o aibă. Am văzut antreprenori care. Trag țin cu dinții de a obține de chestia asta, de acest obicei, de a obține rezultate gratis. Nu, hai să mai încercăm și altceva. Nu, hai să mai încercăm și altceva. Whatever. În oricare dintre variante, orice variantă alegi, că vrei să obții uh, organic da. și aplici niște reguli care cumva stau la baza viralului sau a engagementului care contează pentru algoritmul Facebook într-o mare măsură, meaningful interactions o să dureze multă vreme de aici încolo, foarte greu de explicat chiar și de ei, da. foarte greu de și înțeles însemnă, chiar și da. de noi, exact. uh, tot va trebui să bagi bani în content. Va trebui să baci bani într-un specialist sau o echipă de specialiști care să dezvolte contentul respectiv, așa că fie că dai în paid și bagi acolo bidding-ul, fie că plătești pentru uh, un clip, pentru un serial, uite, spre exemplu, cu mare KFC, că ei bagă foarte mult în, în, bagă foarte mulți bani în content, e cel mai apropiat exemplu, tot ajungi să spargi bani ca să faci bani. Păi da, și sunt brandurile astea mari. Sau Love Brands, care. Și când zic Love Brands, cred că definiția unui Love Brand este dacă oamenii își fac poze cu produsul tău și le pun pe social media, înseamnă că ești love brand. Cafele, whatever. So, love brand-urile investesc mulți bani pentru că au în crearea de conținut. Și uh, sunt ajutate și de faptul că sunt love brands în a avea un reach organic foarte mare. Că, știi Astea sunt singurile care au fani pe bune. The love brands magazinul de la colțul blocului nu are fan pe bune, chiar dacă Facebook zice că de -aia și scot. Ai văzut că Facebook scoate acum ideea de, de fan pe pagină. Și followers. Mult mai bun, mult mai bine. Asta trebuia făcută de acum 10 ani, dar mă rog. Și acum, știi, toată lumea e îmbătată cu chestia asta. Avem fan. Am auzit oameni din companii care fac anvelope, care zic că au fan. Mă rog. Deci, fan. Nu ai fani followers, oameni și followers, oamenii ăia te urmăresc pentru că au un, cum să zic, au un interes foarte, și trebuie să fii conștient de chestia asta, cum și eu sunt conștient de chestia asta. Oamenii au un interes foarte clar când te urmăresc. So, ăștia au rici organică, îi ajută povestea, nu vreau să mai insist pe discuția asta ca să nu ne plictisim. So, fiți pragmatici. 2021 e anul în care să o gândim pragmatic de la cap la coadă. Ca să o gândești pragmatic, ai nevoie de proceduri. Și eu, de ani de zile, insist pe chestia asta. Sper ca industria din România, de, dacă îi putem spune așa, sau bucățica asta de social media marketing din România, să, sau majoritatea oamenilor din ea, să-și să găsească niște proceduri pe care să le folosească toți. Și am încercat de-a lungul timpului să vorbim despre asta în mai multe contexte, și pe la conferințe, și pe la evenimente, cursuri și așa mai departe în acest workbook pe care l-am făcut recent, fix asta am vrut să fac, să existe o procedură pentru orice freelancer care face social media, pentru orice small business care vrea să facă social media, pentru orice om din agenție care vrea să facă social media pentru client, pentru orice om care lucrează la client care vrea să facă social media și chiar pentru orice antreprenor care intenționează să facă ceva în direcția asta, cu un astfel de document, cu un astfel de Excel, care e o chestie super simplă, super simplă, poți să să-ți reduc din timpul pe care în mod normal ai fi consumat aiurea să te gândești cum căcat arată un, îmi cer scuze, un simulator de costuri și investiții pentru Facebook Ads. Și îl găsești aici. Cum arată o listă cu obiectivele posibile pe care le poți folosi în social media? Cum arată un plan de conținut? Că era mai înainte ăsta, da? O chestie atât de simplă, în care pleci de la 10 idei, el e mult mai lung, că are 3 categorii de fapt și folosim Google Trends, e o altă tehnică de găsi subiecte, de la trending topics de acolo iar în partea asta vezi că cu 200 de lei pe lună, bazat pe estimările Facebook, raportat la toată populația României, că e făcut pe România, deci la 12 milioane de conturi, cu 200 de lei pe lună, la o rată de click de 1% care e considerată în industrie cam de bun simț. Doi deja e foarte mult. Doi e mult, dar de obicei pleci de la 0,1 <laughs> știi și o tot optimizezi, ajungi la 1%, e de bun simț. Pentru Bine, mine, ca un e de, de menționat că ratele astea de <coughs> uh, click-through-rate-urile Uh, diferă de la industrie la industrie. Evident. Doar că la noi, în România, pentru că toate industriile sunt cam la fel de mici, deși nu par. Mată, da. Exact, deși nu par. Dacă stați să vă uitați. În state, spre exemplu, unde sunt peste 300 de milioane de consumatori, o să găsiți că o rată de click de 2% diferă cu o altă rată de click dintr-o altă industrie și o să difere da. foarte mult, chiar cu dublu, chiar cu triplu. Bine, de-aia e procent. Știi? Exact. Că, până la urmă, industria, dacă vorbești în procente, ca volum, 2, 1% poate să fie mult în industria de. Pe, pe, Uite, de exemplu, pe fashion. 1% e enorm. Știi că e super mainstream. Deja o raportez la toată populația, cum am făcut și aici. Exact. Dar dacă tu lucrezi pe o nișă de 5, 10, 20 de mii de oameni, de exemplu, nu o să se mai păstreze valorile astea. Adică tu cu 200 de lei nu o să mai ai reach de 60 de mii de oameni. Sub nicio formă. O să ai rici de probabil... 15.000 de oameni sau așa, 10.000 de oameni. Dacă îi targetezi foarte bine. Dacă targetezi bine. Și atunci poți să te uiți și să vezi că cu 200 de lei pe lună, care e o investiție nici n-ai să vorbim, adică nici n-aș mai vorbi în lei, încerc, aș vrea să nu mai vorbim în lei, să vorbim în euro, că de-aia suntem în Uniunea Europeană, dar mă rog, 200 de lei, ron, uh, poți să obții, dacă aș putea să văd, ar fi, uh, poți să obții, uh, așa. da, așa, să obții un, Facebook, un să... Windows feature, mă rog, poți să obții un număr de clicuri, Super ok, care să te facă să nu te mai gândești niciodată la rici organic. Adică poți să ai un 600 pe. aia cu galben este valoarea de referință. Poți să ai un 600 de oameni care ajung la tine pe site cu 200 de lei. Într-un an sunt 7200 de oameni. Din 7200 de oameni, orice ai vinde. Dacă reușești să îi faci să cumpere pe 1% dintre ăștia, la o valoare a comenzii medie de 50 de lei am pus eu acolo, poți să ai niște venituri ok-ish. Okay Știi? Și atunci când mă întrebai cum, cum îi spui unui client, îi arăți o chestie de asta. Și zici, men, sunt 200 de lei pe lună. Dăm 200 de lei și eu mă pricep să fac optimizările necesare cât să se ajung la un 0,8, 1, 1,2% rată de click. Și un 1% dacă ai pe magazinul online rată de conversie, care din nou e considerată de bun simț în industrie. 1%, men, dacă ți intră de mii de oameni pe site înseamnă că vreo mie ar trebui măcar să aibă intenția de a cumpăra ceva. Știi că totul sunt 100.000. de mii. Dacă ți intră 10 mii, vreo 100 și tot așa. Deci 1% e considerat de bun simț. Uite, poți să ai rezultatele astea și dacă reușim să creștem măcar valoarea media comenzii sau valoarea de, sau proporția de oameni care cumpără, uite ce rezultate putem avea. Și prin comparație am pus ca să conving clienții să nu mai investească în like-uri pe pagină, uite ce cu aceeași 200 de lei, uite ce rezultate poți să ai Rich, în primul rând, e mult mai scăzut, așa ți le estimează Facebook, de data asta e 12.000 și cu 200 de lei pe lună la o rată de like tot așa de 1%, am inventat acest indicator că el nu există rl. dar mă rog, ajuns să ai 120 de like-uri pe lună și în 2 ani 2880 de fani pe pagină. Nu mai bine bagi și după aia nu poți să-i atingi pe să zici că stai mei, gata, îi aduc pe site. Nu, trebuie să mai bagi încă, dacă calculezi aici, e vreo 0, e vreo 30-40 de bani per click. Trebuie să mai dai încă atâta și ajungi la vreo 2 lei pe click, dar ai și fan pe pagină, ceea ce nu te încântă cu absolut nimic. So, știu că prezentările mele sunt foarte tehnice, tehnice și mat multă matematică și Excel-ul. Mie îmi place Excel-ul, chiar am avut o discuție pe tema asta pe Facebook. Cum să nu-ți placă Excel-ul ca om de marketing? Trebuie să-l iubești, să știi cu formule și cu chestii. A, mă rog, poate ești jazz me. Știu că sunt așa tehnice, dar rezultatele pe care le poți obține cu astfel de planuri sunt incredibile, dacă, evident, te ajută produsul, prețul și toată povestea. Alex, ne uh, întreabă maritorii uh, da. urmăritorii noștri unde pot găsi documentele despre care povestești. E un workbook pe care îl găsiți, l-am pus chiar în, dacă intrați pe Facebook, Alexandru Negrea, ultimul update pe care l-am făcut despre World of Instagram, despre, scuză-mă, World of Digital, <laughs> uh, despre e conferința asta. ok și mie, vine <laughs> să spun des așa, mai durează până mă obișnuiesc. Conține și linkul către workbook sau pe socialsmars.ro la meniul resurse, îl găsiți acolo la strategie. Și ar mai fi asta de funnels, nu mai stau că cred că mi-am depășit timpul deja. Mai ai șase minute. Șase minute, perfect. Poți să faci mult în șase minute. de, de trei ori. Uh, sunt imposibil de folosit dacă n-ai buget. Deci pe rici organic nu prea există ideea de funnel, că nu... Funnel înseamnă de fapt o pâlnie. Reprezentarea ei ar fi o pâlnie al unui funnel. Și pe sus îți intră, să zicem, niște oameni pe care ai nevoie să-i garantezi cumva clientului, măcar să-i faci o estimare și să te duci la el să-i zici, uite, mâine, de, începând de mâine timp de o lună, o să-ți aducem pe un landing page de pe site sau pe site în sine în jur de 10.000 de oameni. Pe rich organic nu poți să-i zici asta, nu poți să-i estimezi asta. Când ai buget, poți să estimezi chestia asta și din 10.000 de oameni poți să creezi astfel de funnel complexe. Asta este un, o variantă de funnel cu trei campanii în paralel și două tipuri de conținut de asistență, un articol de tip tutorial și un video de tip tutorial. E un funnel care nu se oprește niciodată, inclusiv partea cu verde, care sunt oamenii care, au, care scumpără produsul și serviciul de pe landing page, sunt întorși în funnel prin remarketing, prin tracking și făcut upselling pe alte produse, servicii, accesorii și chestii de genul ăsta. Deci, în momentul în care încep să faci lucruri de astea, ca om de marketing, ca om de social media și vezi că ai rezultate, cu bani, din nou, poți să încep cu 150-200 de lei, dar mai e o chestie care se întâmplă pe Facebook. Cu cât bași mai mulți bani, cu atât ai rezultate mai bune. Dacă, din nou, nu vreau să dau de astea de adevăr absolut, dacă produsul e ok, e în piață, există nevoia sau e, dacă nu există, ai creat-o și chestie genul ăsta, cu cât bași mai mulți bani, cu atât rezultatele au tendința să fie mai bune. Adică poți să vinzi cu 500 de euro, cu un buget de 500 de euro, poți să vinzi, să zicem, 20 de produse, care să fie un rezultat bun, dar dacă bagi 2500 de euro în loc de 500 de euro, nu vei vinde 20 ori 5, ci e posibil să vinzi 20 ori 7 sau 20 ori 8 produse. Că scalarea începe să fie la un moment dat super în favoarea ta cumva, știi, pe aceeași bani. încep să scadă costurile pe achiziție, depinde și cât de mare e piața, evident. E normal pentru că funcționează pe aceleași principiu pe care funcționează de altfel și Google și restul, da. principiul relevanței. Da. Dacă ești relevant pentru o audiență, atunci interesul lui Facebook e să te ia în echipă, practic tu faci echipă cu Facebook. Da și îți dă niște privilegii, printre care ar fi relevanța și asta scade costurile. Și mai e și acest mecanism din spatele campaniilor care învață că sunt oricum două săptămâni de, learn, de learning, să zicem, ale în momentul în care faci prima campanie pe un anumit produs, pe un anumit landing page. Două săptămâni Facebook învață despre landing page. Se uită la oameni, la cei care dau click să vadă cât timp își petrec pe landing page, la ce se uită, că acolo îl monitorizează tot, câte scroll dau, regula primului ecran, câți cumpără, că îi văd inclusiv asta, ia tu carturi, câți intră în procesul de achiziție și îl abandonează, câți stau doar 3 secunde pe landing page, cât timp se încarcă landing page și tot așa. Și evident că după aia rezultatele au tendința să fie mai bune. Da, mă rog. So, um, nu are rost să vorbesc atât de tehnic într-o prezentare de genul ăsta, dar voiam să evidențiez faptul că cu buget poți să faci niște chestii care depășesc uh, cu mult uh, ce se întâmplă pe majoritatea paginilor de Facebook din România și spun asta pe baza observației participative. Nu am studii care să ateste asta, dar mă uit la uh, Why are you seeing this ad? Pe o grămadă de, de reclame pe care le văd pe Facebook și din păcate se folosesc tehnici foarte simple de promovare, interese, bus posturi multe, vârstă. Ok, nu zic că nu sunt relevante și Că aveam să te întreb, dar ce ai recomandat în locul lor? Că... Să Audiențe știm. personalizate, remarketing, tracking, funnel -uri. Că în momentul um. ăla nu mai contează vârsta. Adică în momentul în care eu văd că tu intri la mine pe landing page și petreci acolo șapte minute citind despre un produs sau serviciu, vârsta ta devine irelevantă pentru mine. E, yeah la un moment dat, după ce vor fi suficient de multe date procesate nu vom mai avea targetare pe vârstă pentru că este ușor irrelevantă adică dacă vrei să-mi vinzi mie un produs care este de interes și pentru un copil de 16-17 ani tu l-ai scos pe ăla din marja de uh, oameni care pot să cumpere produsul, uh, l-ai dat la o parte și-mi vinzi doar mie care sunt între 25 și 35 de ani și ai pierdut o bună parte din, uh, din vânzări pentru că tu ai targetat pe vârstă dar ce povestim noi aici, cred că merită un panel separat de câteva ore în care să învățăm cum să lucrăm cross-platform, pentru că poți să aduci oameni din Google, poți să aduci oameni din LinkedIn, din Instagram, să-i aduci pe site, să-i convertești într-un look -like audience, pe Facebook și așa mai departe. Adică cross-platform e deja next level, care probabil va fi discutat într-o într-o ediție următoare de World of Digital, dacă ar fi să tragi o concluzie la paid versus uh, organic, care e? Uh, concluzia ar fi folosiți, dacă aveți oamenii, folosiți paid smart uh, și organic o să fie un bonus super bun la chestia asta. Că în orice campanie faci pe Facebook se adaugă și un rici organic la paid. Și deci să o gândim invers dacă mă inverse. întreb pe mine păi nu, De fapt nu, de fapt cum gândim acum e invers normal, normal ar fi Să o gândești așa, ăla e normalul Să gândești, bag bani, cum a zis și Marian Bag bani ca să uh, Am vânzări, ca să scot niște bani Și au, te am și niște rici organic, ce tare, nice I like that Exact. Și cam asta e povestea Îți mulțumim foarte mult pentru și eu. prezența Vim, ta Alex. aici uh, Sunt convins că Ați învățat foarte multe chestii în această Jumătate de oră alături de Alex Negre Al găsiți pe social Smart. Dacă nu vă descurcați cu fanul pe care el a desenat acolo, apelați cu încredere la un profesionist, nu încercați așa ceva acasă singuri. A... Și mai are și cursurile de care chiar te rog să povestești un pic când este următorul, că acolo pornesc, aprofundez toate lucrurile acestea. Avem, am un curs intensiv de 3 zile, în jur de 18 ore de curs. Următorul se întâmplă în luna mai. Îl găsiți tot pe socialsmars.ro, sus la cursuri. Uh, nu mai știu exact data, e la sfârșit de mai și deja cred că, că aproape jumătate în locuri sunt ocupate, so dacă vreți va, ne vedem acolo, trei zile îl facem prin zoom, e foarte interactiv lucrăm pe workbook, e foarte nice mulțumesc pentru promovare <laughs> cu mare drag mulțumim și noi Alex